O mai ține cineva minte pe Alex 2012, fana nebună? Astăzi, în acest episod, o veți revedea, dar nu vă mai spera multe, vă las să vedeți. Băi, fraților, uitați-vă unde mă aflu, deci sunt în casa noastră, practic, în casa mea și a lui Darusel, în care n-am mai fost de foarte mult timp și chiar îmi era dor de această casă, deci chiar îmi era super, super dor și uitați-vă aici priveliștea, totul și vă întrebați oare de ce n-am mai fost eu pe aici? Bine, probabil știți de ce n-am mai fost, pentru că am fost în casa aia mare la mama lui Darusel, pentru că acolo, practic, eu îl trolam pe Darusel și îl făceam, practic, ca și cum că eu sunt mama lui strictă, mă costumam mama lui strictă, toate cele bune, dar Darusel acolo locuia cu maica sa și am zis să revin pe aici, pe la casa noastră, practic pe la casa mea și a lui Darusel. Uitați grădina în partea asta cu se vede totul. O să ne aducem aminte, mergem absolut peste tot să vedem cum mai era casa aceasta, pentru că n-am mai fost de foarte mult timp. Vreau să-mi spuneți acolo în comentarii dacă vă era dor de această casă și o să vă spun eu în momentele următoare de ce mă aflu aici și ce am eu de spus, pentru că am niște lucruri de vorbit cu voi astăzi. Chiar am foarte multe lucruri de vorbit. Vreau să stăm la o vorbă, să vă răspund la niște întrebări pe care ori mi le-a spus, ori nu mi le-a spus, dar probabil voi vă întrebați și așa. Vedem aici și magazia pe care noi aveam. Totul foarte frumos, foarte minunat. Bă, mașina asta ce doamne iartă, mă căutăm aici. În fine, nu mai contează. Aici avem noi grătarul, toate cele bune, toate chestiile astea. Deci era totul foarte frumos aici. Chiar îmi plăcea. Și aici este camera lui Darusel. Aici aveam noi chestia aia de ne duceam noi de desopt. Bam, bam, bam. Cameruța aceasta, cum arăta pe aici. Uitați decorațiunile alea de Crăciun. Practic încă au rămas pe aici, după cum se poate vedea. Și aici avem practic camera lui Darusel. Aici a venit și străinul acela care se pusese, nu știu, străinul a plecat și nu mai e și acum nu vreau să vă vorbesc practic despre străin, vreau să vă vorbesc despre, ei bine, hai să mergem în fața casei ei, practic, ca să vorbim mai multe detalii, să fie mult mai bine. Ok, deci aici coborăm ușor și asta este casa lui, practic, asta este casa fanei nebune, casa lui Alice 2012. Oare vă întrebați ce mai face Alice? Sincer, de vreo 4 luni de zile n-am mai văzut-o. De la ziua ei de pe 25 februarie, eu chiar n-am mai văzut-o nici Darusel și da, am zis hai să vedem ce se mai află pe aici. Oare o fi acasă Alice? Alice, alo? Deci da, nu prea pare sincer să fie nimeni acasă, n-am mai fost de foarte mult timp, n-am mai dat niciun semn de viață, dar am înțeles că se află, cred că, în alt oraș, adică logic, se află în alt oraș. Am vorbit cu Alice zilele trecute, practic am vorbit și nu știu dacă, știți care este faza, totul te ține acolo, trebuie să fiți voi, nu știu, să spuneți voi mai multe detalii, habar n-am, nu știu. Dacă ați vrea să revină Alice pe canal, pe serie, practic să mai revină Alice, nu știu dacă va putea reveni ea mereu să vină aici în oraș, dacă, pentru că ea s-a mutat din orașul acesta și nu știu dacă mai vine ea pe aici și o să stea, dar din câte am înțeles, Alice poate chiar va mai veni, mi-a zis că poate chiar va mai veni, mai ales dacă oamenii își doresc asta, deci din când în când poate ne readucem aminte de vremurile bune cu Alice direct aici și o să facem practic alte peripeții cu Darusel, cu Alice, o să fie totul foarte frumos, o să fie distracție mare vara aceasta, dar asta ține și de voi, dacă vreți să revină Alice. Ei bine, n-am mai văzut de la ziua ei și eu zic să ne aducem puțin aminte de ultimele momente pe care le-am petrecut împreună și să sperăm totuși că o să-și revină totul la normal și o să ne revedem cu Alice. Bă, dar să le fii atent, uite-te aici repede că am văzut eu un videoclip astăzi, bă, yeah! Amuzant rău de tot să-ți arăt, deci fii atent, uite-te, fii atent, fii atent, să-ți simt că dau în jos, ce? Bă, vreau ca tu să dai mai sus, bă, dă mai sus, dă mai deci sus! Deci dau mai sus, bă, ia, dau mai sus, dau mai sus și ce? Să dau mai sus ca să ce? Să puteți scrie acolo, ziua lui Alice 2012! Nu stai puțin, astăzi este, sărbătorește ziua Alice 2012? Stai puțin, cum adică, azi, bă, ce zi azi? Bă, 25 februarie, bă, azi e ziua lui Alice, mă, tu știi ceva de treaba asta? Eu da, cum să nu? Bă, Darusel, și acum ce facem? Trebuie să-i facem cadouri, trebuie să-i facem toate astea, bă, Darusel, fii atent, pregătește tu acolo în spate, cu aia că mă duc eu la aia să vedem ce faci, ok? Tu să pregătești acolo cadouri, fii atent, Darusel, să iei și niște arti, bă, de ce? Aolo, bă, Darusel, mă, după ce că abia am pus geamurile că le-a spart Alice, ok, bă, dar, ce faci? De ce ai pus, mă, cadourile? Ce se întâmplă acolo? De ce ai făcut cadourile? Gata, tu știai, da! Tu știai, mă, de ziua ei și mie nu mi-ai spus, da? Nu, da, bă, știam, da, frate, ești fraier. Ah, ok. Deci asta este ziua lui Alice, bă, frate, nici nu știam așa ceva. Foarte interesant, pentru că este ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios cât se-am, de fapt, dacă e 2012, face 12 ani sau cât face, bă, Darusel, cât se-am face, mă, Alice, că tu știi, tu ești născut tot în 2012, tu câți ani ai acum? Deci dacă eu așa am 11 ani și Alice, e așa, da, deci Alice, da, deci Alice face 12 ani, practic. Că tu ești în decembrie, mă, tu, bă, mai e până la ziua ta, bă, Darusel, mai e mult până la ziua ta, bă, Darusel, la sfârșitul anului, bă, da, ce-i pus aici în cadou?
dator, bă, dar să-l vină înapoi, bă, unde-i dus, mă, bă, hai, hai, porchi, hai, porchi. Ah, bă, dar să ce face, mă, punem porc de cadou, cum ar veni porcul de Crăciun, ăsta cadou, pe bă, dar să, mă, nu-ți bate joc, pe bune, ce pus aici în cadourile astea, îmi spui și mie sau e secret? Secret, secret. A, deci fiate, bă, dar stai puțin, zicem ca și cum că gen am făcut amândoi cadourile, da, adică, practic e de la amândoi, bă, dar să le, bine? Da, 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 nu. Ba da, ba da, hai, mă, repede, hai, repede, la aia să vedem ce, dar să vină, vină, bă, dar chiar, bă, dar face 12 ani, Alice, bă, e ziua, bă, frate. Hambucea la caca. Aolo, bă, dar înseamnă că nu ești amuzant. Ce? Bă, gata, dar să gata, cu atâtea magii, mamă, deci dar să le-am învățat o mie de magii la mulți ani, Alice 2012, pentru că azi e ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios ce o să facem astăzi, dar să sperăm că mai ia ca, bă, dar să bă, unde-i dus, a, ok, deci dar să le-a plecat, acum am ajutor, toxic. Ajutor, de stâlp, aici ați blocat. Unde, mă, bă, ce stâlp, nu e, bă, mă, du-te, mă, de aici, dar vreau să le gata, că... La Alisano, Rafaele! Bă, ce caz, bă, dar doamne, bă, ăla-i stâlmul să-i... Dar erai pe stâlp, am crezut că erai în copacul ăsta, în fine, bă, dar să le deja mai enervez. Bă, dar să le deja, să nu pleca, fii atent, hai să facem prima oară ca și cum nu știm, să vedem ce face, dacă ne zice ceva, ok? Ok, Cine, dar cu cine vorbeai? Da, nu, vorbeam cu un prieten, nu contează. Gata, hai, vin, o lasă, bă, bărbirea, dar să-l ai repede. Hai să-i spunem, hai să-i spunem acum. Bă, Alice! Stați așa puțin, duceți-vă puțin, că mă sună cineva, trebuie să vorbesc. Bine, stai acolo. Alo, bunicu? Da? Ce este? Ah, mulțumesc, da. Nu trebuie, nu. Da, mersi oricum. Alice, fii atentă, Alice, avem o surpriză pentru tine la noi acasă, vrei să vii? Ce surpriză? Păi fii atentă, vine repede, bă, dați-mă cu porcul, hai să sărim pe aici, că e mai aproape, de putem să mergem pe aici, mergem direct și mergem aici, în spate, că ți-am pregătit o mare surpriză, Alice, fii atentă, ce vrei tu să facem astăzi mai pe seara, Alice, ai vrea să mergem undeva, vrei să te ducem într-un loc unde am fost cu doar să-l dăm așa distractiv, distracții și de-astea? Bine, da. Da, deci fii atentă, Alice, ia uite ce avem aici, la mulți ani, Alice, nu pot să cred că știați, mersi mult, să nu-l bagi în seama, că la fost dar să-l aici, nu știu care-i falit, și atent, Alice, avem 4 cadouri pentru tine pe care... Mersi de carne. Da, pune pe grătar, Alice, uite că e grătarul aici, poți să pui carne, foarte frumos să se facă la grătar. Bă, ce... Mai un porc, pune și pe ăsta, dar să le pe grătar, ce tu faci cu el, așa, da, pun și pe ăsta pe grătar. Așa, să avem fiecare să mâncăm, nu? Aici facem grătarul, mă, de ziua lui Alice, mă, la mulți ani, Alice, mă, dar câți ani faci, 12 ani, Alice? Da, 12. Mamă, cât de tare, bă, mamă, 25 februarie. Sunt mai mare decât tine, ha-ha. Bă, nu sunt coace. Bă, mă, ce faci, bă, dar să-l nu aici, mă, nu aici cu artificii, dă-le aici în sus, pe cer să dau asta. Deci, acum am suferat pe tine deja. Dar trebuia să le dă, bă, dar să le, bă, pe cer, mă, dar să le, că aici nu se duce nicăieri. Așa, bravo, bă, da, de ce nu mai merg artificiile, Drăsel? Asta sunt de la ziua ta, mă, Drăsel, hai, mă, că le-ai lăsat pe astea pe bune, așa-ți bagi joc. Bine, fii atent, Alice, uite, avem 4 cadouri pentru tine de ziua ta, gata, Drăsel, numai dacă s-au stricat astea, sunt traze, practic, s-au dus, Drăsel, fii atent, opa, Drăsel, dă-te la parte, da, pizza, fii atent, să-mi ține, ăsta ia-l la ultimul, pe ăsta ultimul, prima oară, hai, ia-l pe ăsta, sau, de fapt, ia pe care vrei tu dintre ele, ia, gândește, ia, ce pică, ce e acolo, ia, deschide, da, eu nu știu cum le deschid, a, așa, ia, mi-a picat un teddy, un gorila. Băi, da, pune pe jos, e gorila mea. Da, Alice, ce părere, îți place frumos, dar să le, bă, îi facem cadou și acum e cadou, ce tot faci? Bă, ia, așa, mă, Alice, ce părere ai tu, îți place, e frumos? E foarte frumos și albastru. Acum mai avem un cadou aici și un lup cu apă care practic e pentru toți ăsta ultimul de aici. Ia uite acolo, bani. Am primit bani. Așa, gata, mamă, câți bani ai, așa, să arunce lăutarii. Bă, dar Râsul, da, atâția serviete ai pus, mă? Da. Mamă, Alice,
atent ăsta, servietele sunt din partea lui Darusel, gorila practic e din partea mea și ăsta e din partea tuturor. Ia uite ce se află aici. Aici practic trebuie să mâncăm toți tort. Fii atent. Uite că e un tort special așa, uite, după cum poți vedea, e un tort special. Bă, dar să le da... Aolo, flământ mai ești, bă, dar să le... Bă, dar nu ți-ajung burgerii, mai mănânci și tort? Da, oricum, eu am primit ceva, am primit ceva de la un unchi de-al meu, așa că dacă vreți să mergem undeva, doar ziceți-mi. Stai, spus, stai, bă, dar ne-am uitat carne, aveam să zic de treaba asta, ne-am uitat carne, hai să mâncăm, ce facem? Da, eu rămân cu burta goală, practic, eu rămân, uitați-vă, dar Alice, ia-ți jucăria, dă-ți-am dat-o, pui acolo la tine în casă și ce vrei? Ce? Uite, diferită, ca și nu fiind flămândul, o să mănânci asta. Mersi, dar să le, e ok și asta, dar n-am poftă, acum n-am chef. Mă duc să vă arăt ce-am primit eu. Te duci, te așteptăm aici, Alice, ok, s-a dus, Alice, nu știu, și ce facem, mă, așteptăm aici, bă, dar să le, stai, bă, că i-a făcut, stop, doamne, aolă, măcar rămân și aici să mănânc, practică, mai devreme mi-a mâncat, dar să-l toate astea, eu am rămas cu nimic, practic, ia că mănânc și eu, cârnați ăștia, mă, cât de bun sunt cârnați ăștia, bă, pe bune, dar, nu știu, ce, s-au zis ceva, bă, Alice, ce faci, Alice? Alice? E cadou. Da, mă auzi? Uite, cadou. Asta e cadou, Alice, pe bune, adică crezi că nu mai știu? Păi, cum adică? Păi n-am fost atunci când am mers la poveștile fără de le-am spus, de te-ai dus la ea în casă, la ei. Păi da, bă, dar asta e alta, că pe aia am vândut-o. Și tu ce faci? Tu mergi cu asta, să te vadă poliția și să ce să zic, Alice? Dar nu, că nu e de poliție adevărată, e de jucărie, dar ai, urcați, că vă duc eu unde vreți. Da, e de jucărie, e dita mai asta, mamă, cum stau aici, spate, că de șmechire, mamă, că de șmechire aici, să stai în spate, de fapt, dacă stau să mănânc nici șmechire, că aici, practic, stau aia, pușcăria și toate chestia astea, infractori și eu nu e bine. Dacă stau aici, da, stau acum, foarte frumos, și acum unde mergem, Alice, unde vrei să ne duci? Ei, nu știu, unde vreți? La pizza, bă, dar să le ai, bă, dar cât mai mănânci, bă, dar să le, că mănânci în continuu și pizza și burger și carne și cârnați, dar să le, și ce mai mâncat, tu ai mâncat și tort, dar să le, tortul nici n-am mai apucat noi să mâncăm, că l-ai mâncat doar tu, dar să le. De ce am mâncat? Am mâncat un milkshake, am mâncat o supă. Bă, milkshake-ul nu se mănâncă, milkshake-ul se bea, dar să le, adică pe bune, acum, bă, Alice, fii sate, Alice, dă-mi să conduc, că vreau să te duc într-un loc șmecher, vreau să mergem toți, ok? Așa, okay. Dar unde ai plecat? Bă, dar să le, vine, bă, unde s-a dus, mă? Alex, urcă, că nu știu unde s-a dus. Bă, dar să le, hai, mă, că trebuie să mergem în locul ăla al nostru șmeche, dar să le, unde am mai fost, mai știi că mai fost, atunci unde alergam, îți dau indiciu, atunci unde ne alergam noi unul pe altul, dar să le, era cu misterie, cu d-alea. Nu zice că e secret, dar să dacă ți-ai dat seama, nu zice că e secret, dar ce? Nu știi, ok, dar să hai că mergem, vină pe aici, hai că trebuie să mergem prin partea asta, hai prin stânga, pe aici, să mergem acum, vezi că e un loc super șmecher, Alice, pe bune. Ok, hai să văd. Deci trebuie să luăm pe undeva prin partea asta, parcă era, dacă mi-aduc eu bine aminte, mergem pe stai că pe aici e drumul închis, mamă, stai că am uitat. Bă, dar... nu, la mine e drumul închis, și m-am blocat. Ia uite, bă, Alice, unde am ajuns aici, este o cursă Lucky Block, Alice, dacă știi de asta, la final o să trebuiască să ne batem și toate astea. Mă, Alice, ce faci acolo? Mamă, câte chestii mi-a dat aici, bă, da. Stai acolo, nu mai da. Nu. Bă, frate, am murit din prima. Aola, bă, frate, n-o, că n-ai. Bă, da, fiți atenți, hai să... Bă, da, cu câinele ăsta, cum pot să-l fac să fie al meu, practic? Nu cred că pică oase de la astea. Sau pică, nici nu știu dacă pică. Oricum, mi-a luat elitra ăsta, arată interesant. Mamă, și câte faci pe aici, bă? Alice, ce părere ai? Îți place aici unde te-a adus? Da. Chiar e foarte fain, opa, facem așa, o schemăm dublu și rup, uite așa. Mamă, să vezi la final cât de tare o să fie, Alice, pe bune, acolo să fie și mai tare la final. Ia, mă, ce surea asta? Nu s-a aflat nimic, nu știu care e faza, cu ce surea asta, dar mă rog. Ia să-i depune și noi shield-ul ăsta așa. Bă, dar să le fie fiți atenți, hai să mă... Deci ne batem doar la final, că atunci arena aia de final, aici nu ne batem. Aici, practic, dacă e să muri... Bă, deci, s-a băguit ăsta, practic mi-au căzut, haide-mă de pe jos, wow, frate, mai am puțin viață, că mi-a picat asta în cap, doamne, ajutor! Ajutor! Darusele, ți-l pasez! Bă, câte chestii pe aici! Du-te, așa, gata, ia să vedem aici, ia să vedem cine pică! Gata, am și eu o sabie, bă, am nevoie și de mâncare, ia, că ăsta mi se pare că îmi dădea, de asta, mă, cât de tare! Ajutor! Ajutorul-s blocat aici, ajutorul s-a blocat în bedrock! Da, nu ne pasă, stai acolo! Nu ne pasă, mamă, am speed acum, mamă, ce fac cu speed-ul ăsta? Păi,
răsnit Dumnezeu. Mamă, de bine că pot să urc direct pe aici așa frumos, mamă. Am dus direct aici sus, mamă, cât de tare, bă, frate, cât de mișto și cu ăsta. Băi, deja ce să zic, bă, dar n-am ce... No, uite-te unde am ajuns. Mamă, bă, frate, ia că pot, dacă pot să sparg eu ăsta, sper că pot să ies pe aici, dar prin blocul ăsta, că dacă nu pot e cam jale, bă, frate. Bă, a, da. Ce? Mă, ce mă dă plângi, dar se gata, mă, că ai ieșit, e perfect, e perfect. Ce mă plângi? Blocat, bă, Rafael, ești blocat în metro, din tot ești blocat, nu mai acum să ies. Ai, dar răsele, acolo rămâi, mori acolo, ce să faci, dar răsele, nu poți să te omori? Păi nu, știu că ești blocat. Da, ești blocat, dar răsele, da, și acum să plânge toată lumea pentru tine, dar răsele, mamă, ce rău ne pare, dar răsele, știi? Da. Păi nu, că nu ne pare rău, mamă, o să trebuie să înțelegi. Da, face domnul, face rău, ia, ia, dar răsele, vrei să te ajutăm noi, dar răsele, pe tine să nu mai fi blocat acolo, că uite, a, de fapt ne ajută Alice, că a ajuns practic la final, deja s-a dus Alice, aici m-am înfiat încă, iau sabia asta și de fapt să-mi dau asta, mă, deși stai, bătălia finală, hai să te, bă, ce fac, bă, dar răsele, te crezi în Fortnite, mă, bă, Alice, hai pe dar răsele, te crezi în Fortnite, dar răsele, te-ai pus pe aici, te-ai urcat pe toate astea, nu, te-ai urcat, te crezi în Fortnite, a, cât de slab, dar răsele, Alice, opa, Alice, trebuie să ne batem. Te rog, te implor, te orice, te rog, du. Ce? Ia poison. Ah, de ce ai iat-o? Da și tu, ai și tu poison, ai și tu poison. Ia să zic. Nu că n-am. Asta cu knockback. Ia uite ce pot să fac eu acum, Alice. Dacă pot să-ți dau cu ăsta cu knockback, te-ai cam dus. Nu, nu e adevărat. Să vezi acum ce îți fac eu. Ia, trece cu aici. Da, trece cu aici. Am câștigat prima rundă. Mai dăm o rundă mai. Vrei să mai dăm ce ce spun? Ce spuneți? Ce spuneți? Mai dăm? Da, mai dăm. Bă, nu, ok, mie mi-a rămas poisonul ăsta, Alice. Mamă, nu înțeleg. Bă, stai puțin că... Bă, ce? Alice, mie mi-a rămas efectul. Stai, că mi-a rămas efectul, bă, frate. Stai că trebuie să intru și hai cu tot. Bă, și ce, bă, nu-mi pasă, mori. Hai, mor, că nu mi-e slab la Fortnite. Dar să te ești pe Fortnite. Ah, o lom, bă, care să ne... Tu te joci... Ok. Ok, nu știu ce-a fost aia, dar în fine. Ce asta? Knockback. Și eu am un smite, sau ce e ăsta? Mamă, smite unul, bă, frate, eu cred că mor acum, gata, m-am dus, practic. Eu mor că mi-a rămas ăla, bă, frate, dar nu-i corect, dar măcar acum mi s-a dus și mie ăsta și nu mai am. Ia, dacă mă duc prin partea asta pe undeva pe aici, ia să iau eu ăsta și pe aici, trebuie să sar așa prin partea asta. Bă, da, mam, bă, frate, fix în lava am picat, bă, da, am și eu noroc, bă, dar mai bine nu-l mai aveam, adică, pe bune, frate, nu... Ia-ți sper, mă! Mă, ce? Nu, nimica, nu, n-ai înțelege. Ce, bă? Ce cu tine, Rafael, ce cu tine? E bine la cap? Mă, ce vezi, mă, de-ți place acolo? Ce se întâmplă, Liz? Nu se întâmplă, mă, nimic. Am crezut că a urlat cineva la mine, da? Ia ce se întâmplă cu perlele astea? Deci mă, fii atent că mai sunt niște perle așa și... Bă, ce e asta? Aolo, bă, ce, doamne, iartă-mă, era ăla, bă, frate, că eu mor acum în continuu și nu mai aș juca acum la final, wow, cât de tare, Alice, bă, ce să spunem, Alice, la mulți ani, Alice, ai văcut și tu 12 ani, Alice, dar cel mai are mult, bine face și el 12 ani. Ajutor, Enderman! Da, picat aici, pe mine o omoare Bob, așa-l cheam pe ăsta, deși a pus un de ăsta, pe și cum pot să scamă de ăsta, că văd că, bă, dar e prea, aolo, bă, frate, nu, de ce să dacă mă atingi odată, practic, am murit, deci trebuie să mă duc prin partea asta, că n-am ce să mai fac. Bă, Alice, cât ți-ai făcut tu, 12, parcă, nu? Da, de ce? Da, bă, Alice, nu știu că, ești mai mare decât Arisel, bă, acum mi-am dat seama. Bă, păi da, eu știu asta. Da, bă, dar Arisel, bă, da, nu, că eu cred că ajungeți la final și eu rămân cu nimic, bă, frate. Dar eu sunt la final. Tu ești la final, mamă, frate, eu n-am nimic, nu știu ce să mă fac, nu știu ce să mă fac, bă, frate, bă, ce pot să fac? Bă, o sabie. Sabia mea, frate, deci mie îmi dispare sabia. Pe bune, eu dau cu sabia și mi face bum-bum. Da, dar se face bum-bum sabia. Bă, dar să le ce să-și fac altceva. Ia, ce s-a întâmplat? A, ai ajuns la final, wow, cât de tare. Și acum eu practic am rămas cu... Hai, repede. Nu cred, nu pot să cred așa ceva. Deci fix eu acum și practic rămân fără nimic. Nu o să... Bă, Mă, stai puțin! Oricum, nu, că aveam un sabie cu sharpness 5, aveam armură full diamond, aveam enchanted golden apple și o grămadă de chestii. Da, și dar să l-ai și s-a oftica, dar să-l mă, Alice, ce să... Acum intru, unde vorbiște, mă, să Alice? Nu știu. Bă, ce... Ah, ok, dar să-l, bă, ce să mai și facem acum? Bă, Alice, ce să... Bă, stai puțin așa, bă, mai are rost să ne mai jucăm vreo rundă, sincer, adică, bă, bune. Acum o să mai jucăm o rundă, înțeles că ba, eu... Fiți atenți, mai dăm o rundă și eu dau speedrun pe asta, da? Facem speedrun, bă, da, cred că s-a blocat harta, mă, frate, că nici acolo n-am putut să ajung la final, că m-au omorât alea fix atunci, asta... Ia, da, ia că mă pun și eu, mă pun, bă, da, bă, ce?
Da, s-a băguit harta, ca e, nu mai putem, trebuie să mergem acasă, că altceva nu mai avem ce face. Ce te rog, Rafale, eu mă dedic lui Alice. Alice, cea mai urâtă. Uite, uite, vezi, gata, e gata, mama. Ia, merge sau nu merge, dar sile, că văd că ai apăsat bătatea și nu mai merge. Ia, deci dacă nu mai merge, acum trebuie să mergem acasă, că n-avem ce face. Ia, ultima oară, hai mă că merge, gata, mă. Alice, la mulți ani, bă, încă o dată, Alice, să sperăm că îți place ziua asta cum ți-am făcut, de cadourile, totul și ce-am petrecut și astea. Da, mulțumesc, mulțumesc. Nu! Da, uite, da. Da, ce cadou a primit Alice, practic, de ziua aia, mamă, deci, da, așa a fost și la mine, mă, la ziua mea, sau că am făcut nervi, nu știu dacă ție îți facem nervi, Alice, cu asta, dacă îți faci nervi și așa, dar eu, la ziua mea, nu te cunoșteam pe tine și am fost cu tare sel și am fost la un parcurs din ăsta și am făcut cam mar, n-am avut nervi, trebuie să Da, ok, ok, Alice, deci eu, practic, na, eu vreau să fiu prieten cu tine și tu așa faci, Alice, da? Bine, păi cadou de ziua mea, mă, cadou de ziua mea. A, mi-ai făcut un cadou foarte frumos din partea ta, Alice, ce să spun, adică, pe bune, bă. Bă, dar ce faci, mă, ăla? Bă, dar... Dar n-am făcut nimic, eu mă, nu știu ce aveți voi. Doamne, dacă m-ați văzut cât de prost am fost la faza asta, numai că bine că nu m-ați văzut, că dacă mă vedeți cât de prost am fost la faza asta, ia du-te, Maris, gata și tu, gata. Ai făcut așa ceva, cum ai îndrăznit? Bă, ce se întâmplă? Alice, cred că tu mi-ai pus blesteme, mă, Alice. Tu cred că te joci cu vrăjitoare, cu din alea să faci blesteme. Da, păi eu chiar așa sângem. Da, ok, să sper. Ia, fii, Alice, că acum o să mor și tu. Deci mă, pe mine acum te omoarești pe tine. Dar în serio, mamă, ce bine îmi pare, Alice, pe bune, mă, da. Hai, mă, să facem și noi să sângem la final, mă, dată sângere. Bă, fiți atent, să ne batem la final, să ne batem cu pumnii, ce spuneți? Nu! Bine. Hai, dar să ne batem cu pumnii, că și așa tu nu ajungi la final, dar să le tu niciodată. Așa, Alice, mergem direct la final, eu mă duc la final, primul care ajunge, practic, da, acolo și ne batem cu pumnii, da, să n-aveți altceva, bine? Da, cu pumnii. Hai că e runda finală în care trebuie să ne batem pe bune, tu că la prima rundă, practic, dar să le tu ai fost cam fraier și acum la a doua rundă nu s-a mai întâmplat cam nimic și asta e treaba, știi? Da. Păi da, acum, fii tatăl, dar să le jos, dar să le, pe bune, nu, hai să-și Hai să-i scăpăm pe bune. Alice, și ceva, hai să ne băgăm pe Darcel, dacă e, uite-te la ea. Nu, Alice, să mă că nu. Da, da. Fie fraierul ăsta, dă-i-n el, Alice, dă-i, Alice. Pe inimă, sunt o inimă. Alice, dar nu putem să facem echipă ca să ne batem după noi, că ăsta tu nu vezi că are avantaj, tu vrei să rămâi cu el să te bate după? Bine, hai pe el. Uite la el cum s-a pus acolo, doamne, bă, dar să-l dă-te, mă, jos, mă, dar să-l gata, lasă Fortnite-ul, că tu te crezi în Fortnite acum, cu-l trivi, dar să-l ia, mă, pe bune, nu putem să-l ieșcăm și noi ca lumea, așa, așa face, Aliza, așa. Da, cel mai frumos cadou de ziua mea. Da, cel mai frumos cadou. Iau. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.